De astăzi, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș efectuează plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru serviciile prestate în luna iunie și trimestrul 2 al anului 2019. Suma totală autorizată la plată este la nivel național de aproape 13 milioane de lei și se acordă de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În contul a 82 de solicitanți din țară care au accesat această formă de ajutor, va intra sprijinul de stat. Potrivit APIA Maramureș, pentru trimestrul 2 al anului 2019, în județul nostru au fost autorizați la plată doar 4 beneficiari, cu suma totală de aproape 900.000 de lei.